Bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da Tunelul Grota Ursului este situat la capătul cheilor Tătarului, în munții Bucegi, pe teritoriul administrativ al localității Moroieni, interiorul său asemănându-se foarte mult cu cel al unei peșteri. În jurul anului 1905 a fost construită calea ferată forestieră din munții Bucegi, de pe Valea Ialomiței, ce se întindea de la Valea Blanei până la lacul Scropoasa. Pentru a scurta drumul cu aproximativ 10 km, s-a încercat străpungerea muntelui pe o distanță de 6 km. În anul 1906 a fost construit telefericul pentru Bușteni, ce ducea din Valea Brăteiului până la fabrica din Bușteni. Astfel s-a oprit săparea canalului. Canalul se întinde pe o distanță de 150 de metri, un tunel săpat prin stâncă, în interiorul căruia temperatura este mult mai scăzută față de cea din afara acestuia. În interiorul tunelului se găsesc și acum stâlpii de susținere ce au fost folosiți pentru săpare. Tunelul este în prezent abandonat și reprezintă un simplu loc ce stârnește interesul turiștilor curioși ce trec pe aici, făcându-i să se aventureze în explorarea acestuia.